Fraților, ce ne face? Că vine războiul! Nu, nu spun asta doar pentru că ne-a asigurat domnul președinte că nu va începe. Mă uit că Ministerul de Finanțe face un buget de stat pentru război. Noi am transmis circulare în teritoriu pentru completarea acestui informare cu privire la necesitatea realizării acestui buget. E un buget ipotetic, el nu se acumulează la bugetul existent. Ha, deci e o simulare, mă, ca la BAC, da. Dar tot nu înțeleg de ce ar avea bugetul nostru vreo problemă în caz de război. Păi la ce bătălii se duc de atâția ani între firmele de partid pe banii publici? La ce bătălii sunt pentru licitații mânărite? Eu zic că bugetul nostru e unul de război de mult timp. Domnișoară Ioana Petrescu, să știți că pentru noi sunteți o adevărată Ecaterina Teodoroiu. La luptă! Așadar, e război. Adică nu e încă, dar se prefigurează. Bine, nici nu se prefigurează, dar e groasă, serios. Ați văzut ce s-a întâmplat în Ucraina? Cum a luat Rusia Crimea doar cu un referendum, fără să se folosească prea mult de cei 20.000 de soldați din peninsulă, nu? Acum vor și transnistrenii să se alipească la Rusia, iar autoritățile române sunt în alertă. Guvernul s-a apucat să facă bugete de război, Traian Băsescu s-a întâlnit cu președintele Moldovei, iar în țară miroase a praf de pușcă și se aude zgomotul polizoarelor pe care se ascut săbiile. Scuze, am spus săbii? Am exagerat. Se aude zgomotul polizoarelor pe care armata și-a scute bricegele. Da, suntem oarecum în stare de alertă. Dacă am fi avut avioane, le-am fi ridicat în aer. Dacă am fi avut nave de război, le-am fi trimis în larg. Dacă am fi avut tancuri, le-am fi făcut motoarele să duduie înspre graniță. Dar nu prea avem de niciunele. Avem însă colonei, mulți colonei, peste tot. Dar mai ales în presă și în administrația publică. Așa că s-a sunat mobilizarea coloneilor pentru ca ei să ne apere la nevoie. Nu cu pieptul gol, ci cu pixul, camera de filmat și scaunul de moderator. Arme mortale pe care le vor folosi pentru a ne linșa mediatic adversarii. Vom sta de vorbă acum cu domnul Robert Tudor, unul dintre bravii colonei ai armatei și serviciilor secrete din România. Domnule colonel, să trăiți! Bună seara, bună seara domnule Pătraru! Așa. Vă rog totuși, nu mai împomeniți funcția. Prefer să fiu prezentat drept analist militar. Așa mă știu colegii. Colonel, sunt doar sub acoperire. M-am înțeles. Să trăiți, domnule analist militar. Să trăiți. Spuneți-mi, domnule analist militar, cum vă pregătiți pentru război? Domnule Pătraru, pregătirile pentru război sunt foarte avansate. Ma? Nu vreau să dezvolui date confidențiale, dar suntem foarte avansați. Serios? Adică nu avem de ce să ne temem, nu? Absolut deloc. Deloc. Ce vă pot spune este că, da? Pentru prima dată, ne-am strâns la un loc toți coloneii din mai multe trusturi de presă. A fost un moment emoționant. Da. A primat interesul național. Am făcut pace, iar acum suntem gata de război. Toți coloneii, domne! Chiar și domnul Schengen Turcescu de la B1? Din nefericire, nu. Domnul amintit nu mai face parte din corpul coloneilor. Știți? A cerut să-i se retragă gradul. Știm. Noi însă îl așteptăm, chiar și pe dânsul. E nevoie de toți coloneii. Nu e vremea pentru domnișorisme. Țara are nevoie de noi. Se bazează pe noi, coloneii neînfricați ai presei. Păi, ce putem face? Spuneți-ne, că facem și noi ceva. Dacă îmi permiteți. Așa. Aș face un apel public acum, da? Către domnul ex-coleg colonel. Da. Dragule, revino sub drapel. Ia-ți uniforma înapoi, ia-ți gradele și luptă. Nu te mai ascunde după fustele colegii de televiziune. Fii bărbat! Domnule analist militar, să revenim la pregătiri. Așadar, sunteți gata, da? Complet pregătit. Complet. De-abia așteptăm să ne invadeze dușmanul ca să vadă cum luptă un adevărat colonel român. Puteți să ne descrieți așa, cam cum ați reacționa în cazul unei invazii? Desigur, desigur. Întâi de toate, imediat ce sună alarma, ne echipăm și ne repezim la machiaj.
nimic elaborat. Fond de ten, puțin anticearcăn, o leacă de roșu în obraj și puțin roșu pe buze ca să te vadă agresivitatea, dorința de sânge. După aia ne luăm tabletele din Rastel și ne repezim în studiouri. De acolo lansăm contraatacul sângeros care va respinge invazia. E simplu. Domnule analist militar, dar îmi descrieți o emisiune de televiziune. Credeți că veți respinge o invazie armată cu o emisiune de televiziune, domne? Domnule Pătraru. Da. Vă rog. Da. Nu ne subestimați. Am scârbit mulți oameni în ultima vreme. Credeți că nu i-am putea scârbi și pe ruși? Vă garantez că nu e greu. Domnule, cred că exagerați atât. Nu, îi vom ataca frontal cu niște invective bine țintite. Dacă nu-i sperie asta, facem un colaj cu ei din diverse emisiuni. Iar unul dintre colegi va grohăi peste. Asta de obicei dă gata, cedează nervos. Dar dacă rezistă, mai avem un arsenal. Îi va înjura un coleg specialist. Mai avem și un băiat de trupă care îi va face băsiști. În fine, ne vom da toată silința. Bă, dacă e, îi întreb și eu dacă au avut orgasm, dar nu, serios, mă face să râd. E absurd. Nu văd cum veți opri invazia în acest fel. Dar elementar, îi atacăm la demnitatea umană, la onoare și la probitatea morală. Da. Și dacă nu pleacă, domne, și nu pleacă... Suntem pregătiți. Dacă adică... nu pleacă și continuă înaintarea, da? Suntem pregătiți să ne sacrificăm pentru țară. Adică să muriți. Nu. Nu. Adică să devenim lingăi rușilor. Înțeles. Tata, nu mă rușilor! Nu, 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 nu. Tata, nu mă rușilor!